Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și prieteni, ne bucurăm să vă salutăm din nou din studio din Phoenix, Arizona, de la Biserica Happy Valley, cu mult har și pace și binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dorim să vă mulțumim pentru că v-ați deschis inimile și casele dumneavoastră să ne spuneți bun venit în cadrul emisiunii Pași prin Credință. Considerăm un mare har să putem sta de vorbă cu dumneavoastră, să putem să împărtășim din experiențele noastre și ale oamenilor lui Dumnezeu. Viața de credință este o însumare a multor experiențe. Credința noastră se bazează în primul rând pe cuvântul lui Dumnezeu care ni s-a descoperit. Cuvântul lui Dumnezeu descoperit în Sfânta Scriptură este adevărat. Noi îl credem, îl acceptăm și căutăm să-l aplicăm în viața noastră. Dar pe lângă acest cuvânt, Dumnezeu ne binecuvintează cu experiențe personale. Dumnezeu este Dumnezeul care se implică în viața noastră în mod personal, se implică în viața noastră la nivel de familie, la nivel de comunitate. Experiențele noastre cu Dumnezeu sunt multiple. Și considerăm că împărtășirea experiențelor noastre poate reprezenta o binecuvântare pentru viața dumneavoastră de credință. De aceea, la fiecare emisiune căutăm să avem un invitat care poate să exprime, poate să explice, poate să prezinte, poate să dapene din experiențele pe care le are cu Dumnezeu, începând cu zilele în care s-a întors la Dumnezeu, l-a cunoscut pe Dumnezeu și apoi cu modul în care Dumnezeu s-a implicat în mod autentic, real, în viața de credință. În ziua de azi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am invitat în studio pe pastorul Teo Costea, unul dintre cei mai tineri pastori din biserica noastră, care slujește în cadrul Consiliului Pastoral al Bisericii Happy Valley. Ne bucurăm să ne cunoaștem de o bucată bună de timp, încă de la ordinarea dumnealui din Chicago, înainte ca să se mute în Arizona. M-am bucurat să-l cunosc pe dumnealui, soția lui Tabita și copilașii cu care Dumnezeu i-a binecuvântat. În ziua de azi dorim să-i spunem bun venit în studioul nostru, frate Teo. Îți mulțumesc că ai acceptat să vii, să fii împreună cu noi și să istorisești din experiențele și pașii pe care ai făcut prin credință de-a lungul vieții, în mod special din zilele în care ai început să-L cunoști pe Dumnezeu și să iai hotărâre de a sluji lui Dumnezeu. Bine ai venit și Domnul să te binecuvânteze. Mulțumesc și eu pentru invitație și chiar mă gândeam zilele acestea la minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră și în viața mea personală și mă gândeam că e frumos ca să le spunem copiilor noștri și celor care ne pot asculta cum Dumnezeu a lucrat pentru noi, cum Dumnezeu a luptat pentru noi, cum Dumnezeu ne-a chemat la mântuire și ne-a făcut să înțelegem dragostea Lui, iubirea Lui veșnică pentru noi. Eu personal m-am născut într-o familie de 11 copii. Provin din județul Timiș, comuna Ghiroda. Acolo am frecventat o biserică pentecostală. M-am născut într-o familie creștină de pentecostali. Oameni care îl iubeau și îl iubesc pe Dumnezeu și de mic copil am fost familiarizat cu rugăciunea. Chiar la noi în casă îl aveam pe bunicul care era un om al lui Dumnezeu, un om care îl sluja din toată inima pe Dumnezeu. Dumnezeu îl folosea într-un mod deosebit și mulți frați veneau la rugăciune din toate părțile României. De fiecare dată când veneau frați la noi, părinții chiar dacă erau la lucru, bunicul ne aduna pe toți nepoții care eram acasă, ne punea și pe noi la rugăciune și așa am crescut de mic copil cu rugăciune și au trecut ani, am văzut minunile lui Dumnezeu, mi-amintesc într-o dimineață, bunicul îi spune mamei mele, Maria, în dimineața asta să pregătești mai multă mâncare,
Astă noapte Dumnezeu mi-a arătat că vor veni frați din partea Moldovei la rugăciune. Eu am descris cum vor fi îmbrăcați. Eu, fiind micuț, eram foarte atent la toate detaliile, cum spunea bunicul. Și eram curios, spunea bunicul, la ora 12 vor ajunge la noi. Maria, tu să pregătești masa, să pregătești toate să fie gata, pentru că Duhul Domnului mi-a spus că vor fi flămânzi și prima dată să-i punem la masă. Când se apropia ora 12, eram nerăbdător, stația de autobuz nu era departe de unde locuiam noi și am ieșit în stradă să văd când vine autobuzul. Credeam pe Dumnezeu, pe cuvânt. Și când am văzut că trece autobuzul spre stație, am fugit în casă, i-am spus: bunicu, a venit autobuzul. Și el, zâmbind, s-a uitat la mine și mi-a spus: știu, acum îi așteptăm pe frați și o să fim cu ei la masă. Când am văzut că începe să vină pe stradă spre noi două familii, îmbrăcați exact cum bunicul i-a descris, am început să sar în sus de bucurie, să spun: mami, mami, vin frații despre care spunea bunicul. Imediat au ajuns la noi la poartă. Țin minte că Duhul Domnului i-a făcut de cunoscut la bunicul cum îi cheamă, i-a salutat pe nume. Frații au rămas surprinși, nu le venea să creadă și spunea: Dumnezeu, astă noapte mi-a vorbit că veți veni la noi și acum vrem ca să stăm la masă, că Duhul Domnului mi-a spus că sunteți flămânzi. Oamenii aceștia, când au auzit, au început să plângă. Am stat la masă, după aia noi am fost trimiși într-o altă cameră, dar bunicul mărturisea și spunea că Dumnezeu a făcut de cunoscut motivul, cauzele care veneau la rugăciune înaintea lui Dumnezeu și se rugau pentru acele cauze. Experiențele astea pentru mine au rămas o amintire care mi-a marcat viața. Întotdeauna la noi în casă nu era nimeni bolnav, cât bunicul a trăit mai mult de 3 zile. Întotdeauna știam când cineva e bolnav, mergem, îl chemăm pe bunicul, bunicul se roagă, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dar a venit vremea când bunicul se apropia de plecare în veșnicie, Dumnezeu îl chema acasă. Acum deja eram un tinerel mai mare. Mama spunea mie și celorlalți frații ai mei: dacă vreți să mai vorbiți cu bunicul vostru, mergeți în camera lui și stați de vorbă cu el, pentru că bunicul vostru mi-a spus că se apropie clipa plecării lui de pe pământ. Dumnezeu deja-i făcuse de cunoscut la bunicul și a spus la mama să nu se necăjească, să nu plângă, să aibă grijă de copii, eram 11, pentru că Dumnezeu îl cheamă acasă în veșnicie. Bunica deja plecase cu 10 ani înainte în veșnicie, era doar bunicul. Și când am intrat în camera la el, bunicul nu m-a observat că am intrat. El plângea și plângea atât de tare și în mintea mea, cum stăteam la intrare, la ușă, m-am gândit că bunicul are regrete pentru care plânge, relații neîncheiate, bine, păreri de rău, și mi-am făcut un proces de conștiință de ce bunicul poate să plângă așa de tare, dar n-am putut rezista mult, pentru că îl iubeam, m-am apropiat de el și am zis: bunicu, de ce plângi? Și atunci bunicul s-a oprit pentru câteva momente, abia îl auzeam cum rostea cuvintele, era deja, se apropia de clipa plecării. Dar mi-a spus așa: Teo, bine că ai venit. Și vreau să-ți spun de ce plâng acum. Dumnezeu mi-a arătat locul unde mă duce. Și câte clipe mai am de trăit pe pământ, mă rog pentru nepoții mei, pentru voi, pentru copiii mei, ca acolo unde Dumnezeu mi-a arătat că mă duce și unde sunt gata să plec, vreau să fiți și voi. Mirna. Momentul acela pentru mine a fost un moment extraordinar. Am zis: Doamne, dacă Tu ești Dumnezeul adevărat pe care bunicul meu te-a slujit și acum am înțeles că un om care te slujește înainte de a pleca de pe pământ, Tu îi arăți deja locul unde se duce și nu mai plânge și nu mai se roagă pentru el, el acum înainte de a pleca în veșnicie se roagă pentru noi și pentru familia care rămâne, Doamne, vreau să fii Dumnezeul meu. Cam ce vârstă aveai atunci? Atunci aveam aproximativ 17 ani. Dar după plecarea lui bunicu, imediat,
Eu m-am rugat și am zis, Doamne Iisuse, aș vrea ca să îmi arăți trecerea din viața unui om. Cum bunicul o simțit, cum o trăit ultimele momente a lui de pe pământ, că el a putut să plângă și să se roage pentru noi. Și după câteva săptămâni, Dumnezeu a îngăduit ca să am un vis și în visul meu se făcea că eram implicat într-un accident în care am fost lovit în cap de o piesă de fier și acea lovitură mi-a provocat că capul meu s-a despicat. În momentul când am fost lovit în cap, dintr-o dată sufletul meu a ieșit din trup. S-a ridicat la înălțimea aproximativ 30 de fiți înălțime. Eu personal priveam trupul meu. Foarte greu ca să explic cum se poate întâmpla când sufletul iasă din om și sufletul privește la trup. Mă uitam la trupul meu, mi-am văzut fratele meu, câțiva prieteni, verișori care în vis erau lângă mine și strigau de ce trebuia să se întâmple, de ce s-a întâmplat asta. Fratele meu, mai mare Iosif, îmi spunea, Teo, de ce trebuie să mori acum? Și i-am spus, Iosif, să-i spui la mami să nu plângă după mine, că mă duc în cer. Dar în momentul când am rostit cuvintele astea, din partea stângă a apărut o ființă întunecată. Știam că e solul morții, dar de data asta nu un înger, era diavolul care venea după sufletul meu să mă ducă în iad. În momentul acela, ființa aceasta nedefinită de mine, dar apărea ca o umbră, înainta spre mine, dintr-o dată sufletul a intrat în trup, nu mai vreau să plece. Atunci, pe bolta cerească, ca și o poză, cum erau mai de mult filmele, când le ducea la developat, primeai o poză cu toate pozițiile de pe acel film, așa. Pe tot cerul a apărut toată viața mea. Și mă recunoșteam în fiecare situație. De când am furat, poate, prima jucărie de la grădiniță, mă vedeam și mă recunoșteam, eu sunt acolo. De când am spus prima minciună și toate celelalte, toate erau în poziții diferite, poze care arăta viața mea, mă vedeam pe mine situația și știam că viața pe care am trăit-o mă condamnă la iad și nu am nicio șansă să fiu mântuit. Mă vedeam atunci când am privit la ceea ce lui Dumnezeu nu-i făcea plăcere și cinste, când am vorbit ceea ce pe Dumnezeu îl întrista, când eram în anumite acțiuni pe care le făceam departe cu viața mea, cu mintea mea, de voia lui Dumnezeu și știam că viața pe care am trăit-o nu mai pot să o schimb și viața aceea acum mă condamnă la iad. Și am început să strig în sufletul meu, nu mai aveam putere, eram jos, știam că ultimele secunde ale vieții se vor duce, simțeam cu sângele Duhul de viață iasă din trupul meu și va trebui să plec și sufletul nu vrea să plece. În momentul acela am strigat către Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog frumos să mai îmi dai o zi la firul vieții mele să mă pot pocăi de faptele mele, de viața pe care am trăit-o, crezând că l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dar mi-am dat seama în acele momente că nu am făcut cel mai important lucru, eu personal, să mă întorc spre Dumnezeu, să mărturisesc din toată inima mea că am nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu să fie Mântuitorul meu, Domnul Iisus să fie Mântuitorul meu. Și în momentul acela când mă rugam strâitor și am zis, Doamne, dacă o zi îmi vei da la firul vieții mele, eu voi mărturisi la toți că există iad și că există rai, că există Dumnezeu și că există Satan. Și, Doamne, voi spune la toți să trăiască o viață sfântă și curată, așa cum te-am cunoscut în viața familiei în care am crescut. Și în timp ce mă rugam, dintr-o dată din partea dreaptă a apărut un înger cu mare putere. Dintr-o dată ființa care se apropia încet spre mine, cea nedefinită și întunecată, care era diavolul, care venea după sufletul meu, cu viața pe care am trăit-o departe de Dumnezeu, să mă condamne la iad, acea ființă a dispărut. Îngerul a venit cu mare putere. Îmi amintesc
că era un înger puternic, mâna dreaptă o ținea întinsă, mâna stângă era lipită spre el și venea ca un fulger spre mine. Dar mi-amintesc cu detalii cum a venit spre mine și cum a apărut zâmbind. Părul lui așa, parcă strălucea într-un mod extraordinar, era îmbrăcat plin de slavă. Și atunci am spus la Iosif, Iosif, acum mă duc în cer, uită-l că vine după mine. Am simțit bucuria mântuirii cum nu mi-am putut-o imagina vreodată. La o altă extremă, prima dată am simțit groaza iadului, plecări în veșnicie departe de Dumnezeu, condamnat de viața pe care am trăit-o în necunoștință de Dumnezeu, fără să am o relație personală cu Dumnezeu, cunoșteam... Chiar despre... dacă ați avut experiențe din copilărie, din copilărie multe. Ai văzut cum lucrează Dumnezeu în multe circunstanțe, da. Totuși n-a existat relația personală necesară, exact. Nici n-a existat un moment de hotărâre, de exact. Decizie personală pentru slujire. Exact. Ai descoperit lucrul ăsta în vis. Exact, exact. Era o revelație pe care Dumnezeu mi-a dat-o în dragostea Lui, pentru că mă iubea. Și am spus... Iosif, uite că vine după mine. Nu mai vroiam atunci să trăiesc. Am simțit bucuria mântuirii la o dimensiune pe care nu o pot exprima în cuvinte. Dar în momentele următoare m-am trezit. Era doar un vis. Când m-am trezit, Duhul Domnului m-a făcut să înțeleg că mi-a răspuns la rugăciunea pe care eu avusesem înaintea Domnului, Doamne, arată întrecerea din viața bunicului meu. Și atunci am înțeles că Dumnezeu, în dragostea Lui, mi-a vorbit pe înțelesul meu că eu aveam nevoie să am o relație cu Dumnezeu și dacă un om trece din viață și nu are o relație personală cu Dumnezeu, nu-L cunoaște personal pe Dumnezeu, cunoaște numai despre Dumnezeu, viața pe care o trăit-o îl condamnă la iad, pentru că numai în jertfa Domnului Iisus noi suntem mântuiți și suntem răscumpărați pentru veșnicie. Apoi mi-am dat seama că după un om care îl iubește pe Dumnezeu, când pleacă din lumea aceasta, pentru el e cea mai frumoasă zi. Pentru el vine un delegat din cer. El abia atunci începe să trăiască cu adevărat. Bucuria pe care o are un om care l-a iubit pe Dumnezeu când pleacă de pe pământ, e o bucurie pe care nu o putem atinge cu mintea noastră aici pe pământ. E o altă dimensiune. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că din ziua aia am început ca să fiu mai atent la viața mea. Dar pe de altă parte, anturajul de la liceu în care eram, parcă mă făcea să mă gândesc că se poate trăi totuși și puțin mai diferit decât au trăit părinții mei. Dar Dumnezeu care mă iubea a încercat să îmi vorbească în diferite moduri în care să înțeleg dragostea Lui și mi-a vorbit câteodată pentru mintea mea neînțeleasă vorbirea Lui, dar după ce am trecut prin evenimentele prin care am trecut, mi-am dat seama că Dumnezeu a avut un mesaj de dragoste pentru mine. În anul acela, după câteva luni, mi-amintesc că eram cu un grup de tineri din Timișoara într-o vizită cu doi frați de-ai mei, cu o soră și un frate mai mari, la peștera Cetății Leponorului, cea mai mare din Apuseni, și ne-am dus acolo ca să vizităm. Am intrat în peșteră, mulți dintre tineri aveau lanterne, aveau lămpi de carbit, lămpi speciale cu care intrau în peșteră, aveam chiar un ghid cu noi, care ne conducea și interesant a fost că la un moment dat m-am pierdut. Eram într-un loc în peșteră unde era ca o fereastră undeva sus în munte, intra lumina zilei pe acea fisură și eu, care mă minunam de stalactite, stalagmite, de tot ce vedeam în peșteră, m-am rătăcit. Tinerii au dispărut de lângă mine, ei n-au sesizat că eu am rămas puțin în urmă, am început să strig, am început să fluier. Era o lumină foarte difuză în peșteră în locul ăla. I-am strigat pe frații mei și nu mă mai auzi nimeni. Atunci am auzit... Aveai lanternă? Nu sau... aveam lanternă la mine. Nu aveam nicio lampă. Nu mă uitam după lanternele celorlalți tineri. Dar în momentul acela, pentru că era o lumină undeva de la fisura din munte,
Mă minunam așa la lumina aia difuză care era în peșteră, la ceea ce priveam în peșteră și n-am băgat de seamă momentul, Dumnezeu îngăduit așa. Atunci am auzit vocea diavolului ca niciodată, la urechile amândouă dată, ca și cum aș avea niște căști care mi-au spus: Teo, ești al meu și nu mai ai nicio scăpare. Nu avusesem încă întâlnirea personală cu Dumnezeu. Cunoșteam numai despre Dumnezeu. Atunci am început să plâng, să mă rog, cum nu m-am rugat niciodată. Știam că dacă voi ieși din lumina aceea difuză, unde puteam să văd unde calc, în orice moment o să calc poate într-o prăpastie, poate o să mă lovesc de o stâncă, și am auzit vocea diavolului care îmi spunea: de aici nu mai scap. Diavolul vrea să te convingă că, de fapt, peștera aceea e groapa morții. Groapa morții. Am simțit și fiul morții. Moartea fizică, da, ci moartea veșnică. Da. El, de fapt, acolo îți pune capăt și te ia. Exact. Dar interesant că foarte multe asemănări cu visul pe care l-am avut, dar acum era realitate. Acolo, în peșteră, am început să mă rog și am spus lui Dumnezeu: Doamne, știu că mi-ai vorbit prin vis și n-am ascultat de tine, nu m-am hotărât. Doamne, te rog, iartă-mă. Am început să fac jurințe care, când îmi amintesc, mă înfior și mă gândesc: Doamne, ajută-mă să le împlinesc în viața mea. La fel am spus: Doamne, dacă îmi vei mai da o zi să mai văd lumina zile, să ies afară, te voi mărturisi pe tine toată viața mea și voi spune la toți că numai tu mi-ai dat viață. Mi-ai dat din nou viață, dacă mă vei ajuta. Și am început să plâng, să mă rog înainte de Dumnezeu, nu știu cât timp a durat, dar la un moment dat am simțit prezența Domnului într-un mod deosebit, cum n-am simțit-o până atunci. Și Duhul Domnului mi-a dat putere ca să alerg prin peșteră, prin necunoscut, și știam că Duhul lui Dumnezeu o să mă scoate, exact cum am rugat. Am zis: Doamne, scoate-mă afară din peșteră și eu te voi mărturisi pe tine toată viața mea. Am început să alerg. Când am intrat din lumina cea difuză, într-o parte întunecată, nu știu unde eram, în peșteră, nu știam unde calcă picioarele mele, nu știam direcția, dar știam un singur lucru, că Domnul Iisus ține palma Lui sub pașii mei și El mă călăuzește. Am simțit că Dumnezeu mă scoate afară. Ceva extraordinar. Niciodată nu mi-am putut imagina un astfel de sentiment. Și după o alergare, nu știu câte minute au fost, am văzut dintr-o dată o lumină și mi-am dat seama că mă apropiu de groapa de jos a unei peșteri, da, unei prăpăstii foarte mari. Am privit în sus și am văzut, când am ajuns acolo, plin de bucurie, că era o ieșire mare, era o prăpastie foarte abruptă și acum eram plin de bucurie. Am început să alerg spre acea prăpastie, să încep să urc. M-am urcat câțiva pași în sus, după care o avalanșă de pietre a venit cu mine în jos. Atunci m-am speriat un pic, mi-am dat seama cât e de abruptă prăpastia, m-am uitat roata, am văzut că nu sunt locuri pe unde să ies afară. Nu era scară, nu era nimic, era o prăpastie, nimic absolut. Și am început să mă rog și mă rugam: Doamne, Tu care m-ai scos din peșteră, te rog acum, ajută-mă să ies afară din prăpastie. Și am început cu rugăciune: Doamne, Îți mulțumesc că mi-ai dat viață, Îți mulțumesc, Doamne, Te voi mărturisi pe Tine. Și tot încet, încet, mai alunecam un pic, iar mă urcam. Câteva minute, nu știu cât, o jumătate de oră aproximativ, cred că a durat cât am urcat pe prăpastie și am ajuns sus pe loc neted. Da, am stat acolo, am mulțumit lui Dumnezeu că n-am mulțumit, cred că niciodată în viața mea. În clipele următoare am început să strig, să fluier. Nu era o pădure prin care puteai să umbli. Era un tufiș atât de dens și de îmbinate erau parcă tufișurile, că nu aveai pe unde să treci afară. Nu era nimic. Am strigat, am fluierat, am stat până spre seară, cred că aproximativ vreo 2 ore am stat sus acolo. Am zis: în ce direcție? Nu, n-am cum să trec. Mă uitam, erau niște tufișuri foarte dense. N-ai era ca un zid, nu era nicio cărare. Nu era nicio cărare, nu trecuse niciodată nimeni pe acolo. Și se apropia seara,
o gălăgie foarte puternică de animale sălbatice, mă înfiorau deja și am știut că dacă voi sta peste noapte acolo, fiarele sălbatice o să mă sfâșie și o să mor acolo sus. Degeaba ai scăpat din peștere, da. Că ajungi pradă fiarele. Atunci am plâns din nou înaintea Domnului și am zis, Doamne, nu m-am rugat bine în peșteră. Doamne, eu m-am rugat să mă scoți afară și te voi mărturisi. Tu m-ai scos afară. Dar, Doamne Iisuse, eu voi coborâ iar în peșteră. Și te rog să mă scoți afară pe unde am intrat, că de acolo știu să mă duc la tabăra unde aveam corturile cu tinerii. Și în momentul următor, aceeași prezență a lui Dumnezeu am simțit-o. Mi-am pus doar picioarele spre prăpastie, erau niște pietre mici. Și am început numai puțin să mă mișc și avalanșa a pornit cu mine până jos. Multe pietre au coborât atunci. Mă feream să nu mă lovească pietrele. Și am intrat în pește și am zis, Doamne Iisuse, dacă Tu nu mă iubeai pe mine, eu nu aș fi ajuns aici să vă lumina zilei din nou. Știu că din nou Tu poți să fii cu mine și să mă ajuți să intru în peșteră și să mă conduci pe unde am ieșit. Din nou am intrat dintr-o lumină difuză care devenea tot mai întuneric în întuneric. Am început să alerg. Nu m-am gândit niciodată dacă în fața mea o să fie o stâncă și o să dau cu capul. Știam că Dumnezeu ține palma Lui. Dar o conducere, ceva ce nu mi-am putut imagina până atunci. Numai Dumnezeu m-a făcut să trăiesc momentele aia și să simt călăuzirea în felul acela. Nu știu, după multe clipe, au fost doar clipe, după ce am intrat în întuneric, dintr-o dată m-am trezit la intrare în peșteră pe unde am intrat. Interesant, de data asta erau grupul cu care am intrat în peșteră, ieșeau și afară. M-am apropiat de fratele meu, eram foarte speriat și am spus, Iosif, eu de la intrare, de aici, v-am pierdut și acum v-am găsit înapoi. Fratele meu s-a speriat. Cum? Nici n-am băgat de seamă că tu nu ești între noi. I-am spus la sora mea ce s-a întâmplat. S-a speriat. Doamne, să-ți mulțumim. Și am plecat. N-am vrut să spun la ceilalți tineri să nu mă fac de rușine. Ei au făcut o plimbare prin peșteră de vreo 2 ore. Aproximativ. Timp în care tu te luptai cu moartea și erai speriat. Ba în peșteră, ba în, deasupra, în locul unde ai ieșit și nimeni nu știa nimic. Nimeni nu știa nimic de mine. Și când ai sosit înapoi, ei atunci ieșeau afară. Cam la ce vârstă? Cam cât timp a trecut de la moartea bunicului? La câteva luni imediat. Aproximativ poate 6-7 luni imediat. După ce am avut visul, imediat. Probabil la 18 ani. Înainte de 18 ani. Da, înainte de 18 ani. Și atunci am ieșit afară. Țin minte că au trecut repede zilele. De la munte era deja programat să plecăm la mare. Eu deja mulțumea lui Dumnezeu ca niciodată că mi-a dat viață. Am mers la mare, dar pentru că de mic copil am crescut lângă canalul Bega, în Timișoara, lângă Timișoara, la Ghiroda. Acolo, de mic copil, am înotat și nu aveam, ca și copil, frică de apă. Eram programat să mergem încă o săptămână la Marea Neagră, tot cu același grup, cu frații mei. Și de la munte am plecat la mare. La mare i-am zis la fratele meu mai mare, Iosif, hai să înotăm în larg și după ce o să obosim în înot, o să venim înapoi, plut, aveam mai multe feluri de înot în care ne puteam odihni și atunci o să venim înapoi. Dar fratele meu, care era mai mare și era înțelept, mai înțelept decât mine atunci, mi-a spus, Teo, o să rentez o hidrobicicletă și eu o să merg cu hidrobicicleta pe lângă tine. Tu o să înoți, când obosești, urci în hidrobicicletă și ne întoarcem înapoi. Și am zis, bine, zici. El a rentat o hidrobicicletă, dar pentru că era numai o zonă unde ne dădea voie să ne plimbăm cu hidrobicicleta, noi ne-am retras puțin după niște stânci mici care erau acolo, să nu fim văzuți de cei care răspundeau de hidrobiciclete care ne-au închiriat. Voi aveți de gând să ieșiți din zona... Să ieșim în larg, exact. Unde era protejată permisă, și permisă, da. Și atunci am ieșit în larg, noi povestim, am spus la Iosif, Iosif, uite, eu vin cu tine cu hidrobicicleta și din larg o să vin în not înapoi. Și el a zis, ok, ne-am urcat și am început să pedalăm noi încet, cu o micuță hidrobicicletă. Nu știu după aproximativ cât timp, poate a durat o jumătate de oră, 45 de minute, dintr-o dată am văzut că de nicăieri se stârnesc niște valuri mari.
Și am început așa să ne speriem, să ne înfiorăm. Am văzut niște nori negri care veneau și un vânt puternic care a început deodată. Când noi ne-am pornit pe mare, erau liniște foarte faine. Tăcere. Și în momentul imediat următor, când valurile au început să vină puternice, am început să ne uităm unde e malul. Ne-am uitat în stânga, în dreapta. Atunci ne-am dat seama că suntem la o distanță destul de mare, că vedeam, când eram deasupra valurilor, abia vârfurile la hoteluri de pe malul mării. Și i-am spus la Iosif, care era lângă mine, Iosive, roagă-te, că numai Dumnezeu poate să ne scape. În momentul ăla, din nou am auzit vocea diavolului, ca în peșteră săptămâna trecută, care mi-a spus, de aici nu mai scapi, de acolo ai ieșit, de aici vei muri imediat și ești al meu, vei merge direct în iad. Atunci din nou am început să mă rog și am zis, Doamne Iisuse, te rog, ai milă de mine, dă-mi viață și dacă voi ajunge să calc cu piciorul pe mal, Doamne, chiar o să te mărturisesc pe tine și o să spun la toți că din nou tu mi-ai dat viață. Și Iosif mi-a spus, Teo, roagă-te și tu. Eu știam că Iosif era un frate foarte credincios, îl iubea pe Domnul și știam că dacă se roagă, Dumnezeu îl ascultă. Când mi-a zis să mă rog și eu, atunci ne-am rugat amândoi. Am început să ne rugăm cum, cred că, numai în peșteră mai m-am rugat. N-aveam nicio șansă să luptăm cu valurile, nu să înot în valuri. Nicio șansă să luptăm cu mica noastră hidrobicicletă în valuri. Wow. Și atunci, în timp ce ne rugam, am cerut de la Domnul ca Domnul să-mi dea din nou viață și să ne dea viață, să ne salveze. Imediat am ajuns la mal, nu știu cum, când am deschis ochii, am văzut malul la aproximativ 20 de metri, 30 de metri și valurile acum ne aduceau la mal. Și l-am întrebat pe Iosif, Iosif, ce s-a întâmplat? Și mi-a spus, Dumnezeu ne-a împins de la spate. Mi-au rămas cuvintele alea imprimate în mintea mea. Am venit acasă de la mare și în biserică la noi, un frate din Australia a venit și el a fost greu încercat printr-o situație prin care a fost considerat vinovat și el nu era vinovat, a trebuit să stea mai mult timp în România. El a avut o predică într-o duminică, imediat atunci, și spunea Mașina lui Dumnezeu de spălat, titlul predicii lui. Și mi s-a părut interesant predica aia, Mașina de spălat a lui Dumnezeu, n-am mai auzit niciodată până atunci. Și eram atent la mesaj și spunea că Dumnezeu are o mașină de spălat prin care ne curățește și se numește încercare, mașina aceea de spălat. Încercare. Și am început să mărturisească cum Dumnezeu a lucrat în viața lui. Eu mă gândeam la viața mea când Dumnezeu m-a scăpat. Și am zis, Doamne Iisuse, eu vreau ca mai mult decât orice, vreau ca să mă speli și pe mine, dar nu așa greu încercat cum l-ai băgat pe fratele, cum mărturisește dumnealui. Doamne, aș vrea să mă bagi în mașina ta de spălat, să mă speli, să mă curățesc, să fiu plăcut înaintea ta. Tu mi-ai dat viață. Doamne, fă cum vrei tu, dar vreau să fiu, aveam dorința să fiu plăcut lui Dumnezeu și să mă împac cu Dumnezeu. Atunci au trecut câteva zile, mă duceam la liceu și într-o zi am avut un accident, am căzut. Era greșeala mea. Eram în întârziere la liceu și ca să nu mai ocolesc, să intru pe ușa principală, am sărit poarta din spate, care era închisă cu lacăt, și poarta din spate de fier avea niște țepe ca niște degete ruginite, foarte mari, și când am sărit, din graba mea m-am agățat cu geanta, cumva de gard, de poartă, cum aveam atârnată geanta, și am rămas pe acea poartă, în acele țepi. Țin minte că am fugit cum am putut, eram amorțit, încă nu simțeam durerea, în clasă, și sângele a început să curgă, dar nu simțeam durere. M-am dus la un coleg care era mai mare decât noi, avea 18 ani, avea permis de conducere, avea mașina, venea cu mașina la școală, și am spus, du-mă, te rog, la spital, că uite ce am pățit, m-am accidentat aici la gard, în poartă. Unde erau rănile? În spate, la picioare. Aici. Când am sărit, m-am împiedicat din geantă, pe poartă, și am căzut în acele țepi. Atunci colegul meu s-a uitat la mine și mi-a spus, eu nu murdăresc mașina mea cu tine. Am crezut că pic jos. Eu i-am spus, dar o să punem, vorbim la bucătărie, să ne dea ceva plastic
de la bucătărie și să punem acolo. N-am să smurdăresc mașina și au zis, nu, du-te în altă parte. Era un tânăr creștin în clasă la mine, avea motor. Venea cu motor la școală. Și m-am dus la el, i-am spus, vrei, te rog frumos să mă duci la spital, că uite ce accident am avut. Și în secunda doi s-a sculat în picioare, acum te duc la spital. Când mă duceam spre spital, eram pe motor, nu știam, i-am spus prietenului meu, dacă cumva o să leșin, simțeam că deja nu mai văd bine, mă țineam, zicea, ține-te tare de mine și pune-ți degele tare așa strânse, să te simți că te ții de mine, că eu să conduc tare, să ajungem la emergență. Și i-am spus, dacă o să simți că eu nu te mai strâng, să știi că m-ai pierdut și o să cad de pe motor. Și el spune, roagă-te că mă rog și eu pentru tine și acum te duc la spital. În momentul acela când eram în drum spre emergență, nu știam ce o să se întâmple cu mine, mi-am amintit de lucrarea de duminică, de predica de duminică, mașina de spălat a lui Dumnezeu, în care m-am rugat ca Dumnezeu să mă spele, să mă curățească, dar nu doream suferință, doream numai așa ceva special și... Doreai o mașină de spălat cu Easy Cycle. Easy Cycle, așa, să mă simt bine, da, da. Dar Dumnezeu atunci a vrut să-mi dea o lecție. Ce înseamnă să ai legătură cu oameni care nu-L iubesc pe Dumnezeu? Dacă oamenii nu-L iubesc pe Dumnezeu, când ești în cea mai grea încercare, nici pe tine nu te vor iubi. Și ce înseamnă să ai părtășie cu oamenii lui Dumnezeu, care în ziua încercării îți de partea ta și alături de tine și vor să fie o binecuvântare și se roagă pentru tine. Și mă gândeam la lucrurile astea, mă rugam ca Dumnezeu să-mi dea putere să fiu un om sănătos, am ajuns la spital, a durat mai mult intervenția doctorului. Țin minte că după ce o reușit să mă panseze la un picior, era doctorul deja tot transpirat, cu cât atenție și cu detaliu m-a curățat. Aveam două înțepături într-un picior și o înțepătură în celălalt picior și am spus, el a spus, uite, acum ești gata, colegul tău o să te duc acasă, o să stai pe pat cu picioarele ridicate ca să circule sângele bine și de-am spus, dar mai am încă un picior accidentat. El atunci l-am văzut că s-o speria, s-o îngrozit când o văzut. Zice, măi copile, dar tu poate niciodată nu o să mai poți umbla. Accidentul tău a atins osul, multe țesuturi ți-s tăiate și m-am speriat când l-am văzut pe el că așa parcă s-o înfiorat. Și atunci s-a apucat și din nou să-mi curățe și celălalt. El a crezut că sângele e doar de la primul picior, care deja îl curățase, îl pansase și când a văzut că și celălalt picior. Am început din nou să mă curățe, nu știu cât timp a durat. Colegul m-a dus acasă, am primit medicamente foarte puternice de durere. Am avut un tratament foarte dur. În fiecare zi, fratele meu mai mare mă ducea cu mașina, îmi scoteau acele dopuri care erau pansamente să se vindece din interior spre exterior rana și niște dureri cumplite aveam în momentele. Urlam de durere, dar stând acolo pe pat, Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că viața mea trebuie să fie o închinare înaintea Lui. Și am zis, Doamne, dacă mă vei ajuta acum să umblu și nu o să șchiopătez, n-am să mă duc nicăieri unde să spun că Tu n-ai lucrat în viața mea, peste tot o să Te mărturisesc. Doamne, am în două picioarele mele slovite, nu mă puteam duce doar foarte greu dus de ai mei până la baie. Chiar țin minte că mama mi-a aranjat un pat în living room să fiu aproape de baie și stăteam zi și noapte pe acel pat. În fiecare zi venea momentul să mă duc la spital, iar aceleași dureri, veneam înapoi și numai mă rugam acolo pe pat. Și am zis, Doamne, cu prima ocazie, când se va anunța botez la noi în biserică, eu să vreau să mă botez, să încheie legământ cu Tine și vreau ca toată viața mea să Îți slujesc, dar nu cum Îți slujesc toți oamenii care cred că au relație cu Tine și merg la biserică, vin acasă. Doamne, vreau să Te slujesc pe Tine la înălțimea chemării Tale, cum Tu ai hotărât din veșnicie ca eu să-Ți slujesc pe pământ. Mă rugam ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune, să-mi dea pricepere, să mă umple cu Duhul lui Cel Sfânt. În zilele următoare, frații de la noi, de la biserică, au organizat stăruință și timpul a trecut, mi-am revenit, Dumnezeu m-a vindecat, am putut să mă duc la stăruință și Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. A fost cea mai mare bucurie a vieții mele și a sufletului meu. L-am simțit pe Dumnezeu
ca în peșteră. Încă erai nevindecat complet. Încă atunci eram deja vindecat, deja Dumnezeu deja lucra, se trecuse recuperat. Timpul, câteva săptămâni, eram recuperat. Uh-huh. Și la botezul cu Duhul Sfânt am început să simt prezența Domnului, cum am simțit-o în peșteră, cum am simțit-o pe mare când Dumnezeu mi-a dat viață, cum am simțit-o atunci, chiar în felul acela, într-un mod în care Dumnezeu m-a făcut să înțeleg Teo de astăzi. Eu vreau să fiu Domn în viața ta și stăpân. Vreau să fiu Dumnezeu. Am simțit că Dumnezeu se bucură ca El să fie Domnul meu și Mântuitorul meu, răspunzându-mi la dorința mea acum, pe care o aveam sincer înainte ale Dumnezeu. Și după aceea, frații au anunțat dacă sunt candidați pentru botez. M-am înscris și am încheiat legământ cu Domnul împreună cu o soră de-a mea în aceea zi. Pentru mine, lucrările astea au fost și sunt o amintire cerească, o bogată binecuvântare spirituală și mă rog ca toți tinerii care vor auzi mărturisirea aceasta să roage ca Dumnezeu să le se descopere în dragoste, să asculte de Dumnezeu fără să vină ziua încercării, să-L slujească pe Dumnezeu ca viața lor să fie o binecuvântare, să-L iubească pe Dumnezeu și vor fi binecuvântați de Dumnezeu. Din ziua aceea am simțit că Dumnezeu e de partea mea, din momentul când am mărturisit cu gura mea că Domnul vreau să fie Dumnezeul meu. Și de atunci și până acum mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să-L slujesc din toată inima mea. Anii au trecut, am emigrat în Statele Unite. Aș dori să introducem o paranteză aici, după experiențele care le-am auzit și în această paranteză să mai transmitem un mesaj de chemare, un mesaj al iubirii lui Dumnezeu pentru unii tineri. Ce mi se pare interesant este faptul că e posibil pentru un tânăr să crească în familie de credincioși pentecostali, părinții lor să fie oameni ai lui Dumnezeu, poate chiar proroci, păstori, învățători, evangheliști, misionari. E posibil pentru un tânăr dintr-o astfel de familie să aibă experiențe cu Dumnezeu, să fi văzut minunile lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, să fi avut chiar ei revelații din partea lui Dumnezeu, să fi văzut o vindecare, descoperiri supranaturale. E posibil chiar să fi avut rugăciuni ascultate. Absolut. Cum ai avut personal în peșteră, la mare și poate cu alte ocazii în situații care n-au fost chiar așa de primejdioase. Exact. Deci iată că e posibil pentru om să aibă un background, să aibă o rădăcină sănătoasă în credință și totuși să se trezească la vârsta de 18 ani, 20 de ani, poate 25 de ani, poate unii au ajuns la 30 sau chiar la 40 de ani. Și datorită Duhului lumii, datorită influențelor lumii, datorită filmelor, televiziunii, Hollywood, prietenii, tovărășii, distracții, să fie încă prinși, așa-i, să fie încă legați de cel rău, în imposibilitatea de a-și preda viața Domnului și de a sluji Domnului. Și eu sunt convins că există un număr oarecare de telespectatori care ne urmăresc și ți-au auzit povestea. Și ei se gândesc, prin așa ceva am trecut și eu, ceva asemănător mi s-a întâmplat și mie. Și iată că și acum, din punct de vedere spiritual, lâncezesc. Nu fac nimic, n-am luat o hotărâre. Dumnezeu a fost bun cu mine, mi-a făcut parte de descoperiri. Am văzut cu ochii mei puterea lui Dumnezeu. Am auzit predicându-se Evanghelia, de atâtea ori mi s-a descoperit Dumnezeu, de atâtea ori m-a chemat Dumnezeu. Și totuși, e posibil omul să rămână pierdut, după toate experiențele acestea. Există o zi, există un moment în care omul se oprește și spune până aici, destul. Dorința mea, și cred că și a ta, frate Teo, este ca Dumnezeu să atingă inimile unora. Amin, amin. Să fie unii tineri care ne urmăresc, care ascultă experiența, care spun, Doamne,
Nu mai vreau să stau nepăsător. Amin. Ce mai aștept să-ți facă Dumnezeu? Iubitul meu tânăr sau frate sau soră, ce mai aștepți să-ți facă Dumnezeu? Ți-a făcut parte de părinți credincioși, ți-a făcut parte de minuni, ai văzut lucrările lui Dumnezeu, cunoști cuvântul. Ce mai vrei? Dumnezeu te-a izbăvit uneori, te-ai rugat, Dumnezeu te-a ascultat, ai fost în necaz, Dumnezeu te-a izbăvit cu mână tare, cu braț puternic. Ce ai mai vrea să-ți facă Dumnezeu? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și chiar și emisiunea asta e pentru tine, ca să fii salvat, să fii recuperat, să nu mai stai nepăsător și amețit de fantezia și frumusețea acestei lumi care va trece. Trezește-te, astăzi e o zi potrivită pentru sufletul tău și cred că de aceea Dumnezeu a îngăduit pe fratele Teo să vină, să fie împreună cu noi și să mărturisească din viața lui și în modul în care a lucrat. Eu personal am rămas uimit să văd modul în care poate să aibă o creștere sănătoasă un tânăr. O creștere sănătoasă, într-o familie binecuvântată, cu învățătură frumoasă și să vadă minuni. Yeah. Să fie martor la descoperirea ale Duhului Sfânt. Să vadă vindecări. Așa-i. Și nu numai atât, personal, să vadă izbăvirea și intervenția lui Dumnezeu. Și totuși, datorită firii pământești în care ne-am născut, firii pământești care ne înrobește uneori, să fii așa, mai de lăsător, să ajungi la necaz și să strigi, Doamne, dacă mă izbăvești, dacă mă salvezi și de aici. Am să slujesc, am să te mărturisesc. Așa. Și te izbăvește Dumnezeu, te salvează Dumnezeu, te scoate Dumnezeu din criză, așa. Ajungi la liman, răsare soarele și uiți. Așa. Trec câteva zile, primești un telefon de la un prieten, hai să ieșim undeva, intri din nou în anturaj și zici... Am să slujesc Domnului mai târziu, am să mă pocăiesc mai târziu, am să mă întorc mai târziu. Și trec câteva zile, trece o săptămână, două, și te răcești, începi să uiți, parcă diavolul te ajută să șteargă din minte și amprenta aceea puternică pe care Dumnezeu a lăsat-o să o șteargă și viața merge înainte până ajungi într-o altă groapă. Ajungi într-o altă groapă, iar îți aduce aminte de Dumnezeu. Doamne, unde ești? Doamne, mă mai poți izbăvi? Doamne, mă mai auzi? Doamne, mă mai asculți? Doamne, mai poți să intervii? Și Dumnezeu, iată că în îndurarea Lui, în mila Lui, în harul Lui, a intervenit și a izbăvit și a doua oară și a treia oară. Și eu sunt convins că emisiunea aceasta, în mod special, este pentru mulți copii și tineri de-ai fraților care îs prin Europa, mulți dintre ei sunt în Europa, alții prin alte părți ale lumii, alții au rămas în România, în anturajul lor de prieteni și pur și simplu se simt blocați și zugrumați. Nu au puterea și energia necesară să se smulgă din brațul diavolului și să spună da lui Dumnezeu. Alții au fost păcăliți de droguri, de alcool, de fumat, de adulter, de o mulțime de păcate care a aglomerat viața lor și sufletul lor strigă către Dumnezeu, cere o gură de aer și nu e. Și oamenii aceștia cumva trebuie să fie treziți și mă rog și doresc din toată inima ca Dumnezeu să intervină și în cazul de față. Ținând cont de faptul că fratele Teo are încă mai multe experiențe de istorisit din viața lui de credință, până aici a vorbit mai mult despre modul în care Dumnezeu a lucrat în copilăria lui și în tinerețea lui, un mod progresiv în care Dumnezeu i s-a revelat și Dumnezeu a ținut cont de rugăciunea lui, chiar dacă el n-a fost foarte dedicat și predat Domnului în totalitate, Dumnezeu în harul lui i-a răspuns. Cred că mulți se identifică cu viața fratelui Teo
și emisiunea a fost pentru voi. Emisiunea de asemenea cred că are menirea să întărească în credință pe cei care sunt credincioși, pe cei care iubesc pe Domnul, tinerii care sunt predați, familiile, părinții care se roagă pentru copii, părinții care mijlocesc pentru copii, să nu-și piardă nădejdea. Deci revenim, ținând cont că fratele Teo are mult mai multe experiențe de istorisit, o să-l invităm și cu altă ocazie să fie împreună cu noi și să ne povestească modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui după ce el s-a întors, după ce el s-a botezat, după venirea lui în America, căsătoria lui și alte experiențe prin care Dumnezeu l-a binecuvântat, pentru că timpul nostru s-a epuizat. Vă încredințăm în brațul lui Dumnezeu, mulțumim fratelui Teo pentru disponibilitatea de a sta de vorbă cu noi. Îl încredințăm în brațul lui Dumnezeu, Domnul să-i binecuvânteze soția și copiii. Pe dumneavoastră, dragi telespectatori, vă încredințăm în brațul lui Dumnezeu și dorim binecuvântarea Tatălui Ceresc, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt să fie peste viețile dumneavoastră, astăzi și până în ziua în care Dumnezeu ne va chema acasă.